Bună ziua și bun găsit la Transilvania la zi. Femeile care fac afaceri pot primi ajutor de la stat de până la 50.000 de lei pentru investiții în ediția 2015 a programului Femeia Antreprenor. Startul înscrierilor se va da peste două zile, prin intermediul unei aplicații care va fi activă pe site-ul Direcției de Politici Antreprenoriale din cadrul Ministerului Energiei, Mediului, de Afaceri și IMM-urilor. Astăzi vom vorbi și despre Orașul Clădirilor Verzi, o școală de toamnă interactivă găzduită de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Și vom afla ce răspuns au găsit specialiștii în arhitectură, construcții și instalații la provocarea lansată de organizatori, și anume ce este mai ușor să construim, o clădire verde sau să transformăm o clădire deja existentă într-una verde. Și la finalul emisiunii vorbim despre acest nou început de an școlar, care a reprezentat o provocare nu doar pentru elevi și părinți, ci și pentru Poliția Clujeană, care a fost prezentă peste tot în stradă, dar și în școli. Vom discuta despre toate acestea, dar și despre subiectele zilei, cu Ruxandra Hurezian, senior editor la revista Sinteza. Bună, Ruxandra! Bună ziua și bine v-am găsit! Cu drag, bine ai venit! E o toamnă frumoasă la Cluj. Sper că așa e în toată țara. Deci asta e o vreme minunată. Meteorologic vorbind. Meteorologic vorbind. Doar. Dacă te uiți mai atât la nebunia din ai oraș. Ai presimțit ciudată. Nu, până la urmă, cred că și noi exagerăm un pic în a percepe lumea din jurul nostru. Nu suntem în război, uitați-vă ce se întâmplă cu refugiați, de vieția oia, noi ne plângem de o circulație mai complicată într-o dimineață. Ne șofer. Da, haideți să ne bucurăm de ce avem, da. Cu înțelepciune. Școala a început cu bine și pentru voi? Mai, pentru noi a început cu bine. Ce mi se pare mie ciudat este că în fiecare an, nu că ciudat, revoltător de dreptul. Și cum e posibil ca în fiecare an să avem mii de școli fără autorizație sanitară? Deci până la urmă, într-un an n-ai autorizație, dar nici în următorul, nici în următorul. Deci e fantastic. Cum putem să n-avem școli autorizate din punct de vedere sanitar? Și apoi avem știri cum că o fetiță a căzut în WC-ul din curtea școlii sau altfel de accidente de genul ăsta. E posibil să totuși suntem cu toate acestea, ministrul educației, poate ai văzut și tu interviul de la TVR, spunea că nota pe care ar da-o învățământului românesc acum ar fi între 8 și 9. Bun, aici abordările au fost dintotdeauna politicianiste, în sensul în care politicienii știu, au mirosit asta, că educația este o vacă de mulți pentru ei. Deci este suficient să fie populiști, este suficient să spună lucrurile dezirabile pe care toți le așteptăm să le auzim, da? Că e bine, copiii noștri sunt deștepți, școlile sunt bune, totul e ok, da? Și atunci și ei, ca manageri ai acestor domenii, sunt buni, da? Ei, nu e așa. Eu nu cred că stăm foarte bine. Niște raporte mai vechi din alte guvernări arătau că stăm chiar dezastruos. Aș vrea să văd o analiză obiectivă, care nu s-a mai făcut în ultimii ani. Deci din 2008 încoace n-am văzut un raport de educație obiectiv și serios și bine făcut. În altă ordine de idei, mi se pare îngrijorător faptul că se referă la schimbări legislative aproape toți politicienii care au ținut discursuri pe această temă în această toamnă. Mă rog, pe tema educației. Până și domnul Iohannis vorbește despre dezbateri pe legea educației. Avem o lege a educației apreciată și de Comisia Europeană ca una dintre cele mai bune din Europa, făcută de experți. Deci nu făcută de sindicaliști, nu făcută de politicieni, făcută de experți. Nu au fost în stare să o aplice. N-au fost în stare ca să se țină pur și simplu de litera acelei legi 2-3 ani, în mod coerent și serios, da? Au tot schimbat-o, au revenit, acum vor să vorbim din nou de reformă, despre asta. Reforma educației. Da, da. Pentru că, în primul rând, eu sunt convinsă că nici n-au înțeles legea aceea. Deci sunt convinsă că n-au înțeles spiritul acelei legi și de aceea nici nu l-au aplicat. Și acum vor alte lege. Deci este tipic pentru clasa politică românească. Ce lecții putem, ce educație le facem noi tinerilor dacă noi suntem așa, nu știu. Încheiem capitolul educație momentan. Da, da? Asta nu s-a încheiat niciodată. Da. În finalul emisiunii. Mai întâi, haideți să vorbim despre un program de finanțare destinat în exclusivitate femeilor. Antreprenor, femei care au intrat în afaceri deja și care
au nevoie de un ajutor din partea statului sau finanțare europeană. Ei, dar mai multe informații aflăm acum de la doamna Ileana Popescu, consilier al Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Cluj. Bună ziua. Bună și bine ziua. Ați venit. Vă mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Deoarece avem un program Femeia Manager în 2015, care va intra în două zile. Peste două zile. Trebuie să vă corectez puțin. Deci, ați spus că acest program se adresează exclusiv femeilor. Da. Pot să vă spun că acest program poate fi abordat de firme care au ca și asociați chiar și bărbați, dar femeia trebuie să dețină peste 50%, peste 50%. Da, dintre acțiunile firmei. Poate fi 50,1%. Acest program este un program de investiții, program foarte dorit de femei, program care poate fi abordat de atât de SRL-uri, cât și de PFA-uri sau întreprinderi individuale. Aceasta este o noutate. Este, da? Până acum intrau o noutate. Persoanele fizice autorizate. Celelalte programe ale noastre se adresează firmelor de SRL-urilor sau IMM-urilor, de fapt, în general, dar nu PFA-urilor sau întreprinderilor individuale. Prin acest program, firmele pot să facă achiziții care se ducă la dezvoltarea activității firmei. Și cum se derulează un astfel de program? Înscrierea începe în data de 17 la ora 10 și durează până în 21 la ora 20 seara. Firmele se înscriu, după aceea urmează o evaluare în limita bugetului alocat programului. Cât este bugetul? Din păcate, bugetul în acest an va susține doar 20 de proiecte. Este un program. Din păcate. Nu, deci îmi pare rău, sper ca pe viitor să fie puțin regândită această problemă, în sensul că acest program fiind foarte dorit de firmele care sunt deținute în mare majoritate de femei, să aibă mai multe fonduri. Dar anul trecut cât au fost? Anul trecut, pe plan național, au ajuns la finanțare 12 beneficiari. Da, și mai puțin. Beneficiari. Mai puține proiecte. Da. Și ajutorul? De minimis? Ajutorul este un fond, fondul nerambursabil, este 50.000 de lei în acest an, care reprezintă 90% din valoarea fără TVA a proiectului. Dar, începând cu acest an, toate programele noastre se derulează în modul următor. Firma beneficiară, dacă are un proiect bun și este în limita bugetului, se semnează un contract de finanțare cu noi. În urma semnării contractului de finanțare, beneficiarul face toată investiția și în baza de conturilor pentru achizițiile făcute primește înapoi în cont, în contul de trezorerie, 90% din valoarea fără TVA. A, deci trebuie să și ai banii respectivi. Ce ajutor. Da. Da. După ce ai făcut, da. Recuperezi. La acest program pot să aplice firmele care sunt în domeniul producției, serviciilor sau comerțului. Și sunt avantajate, între ghilimele, adică firmele care sunt în domeniul producției, evaluarea se face în ordinea punctajului și, v-am spus, în limita bugetului. Cel mai mare punctaj îl au firmele de producție. Da. Și, dar în cadrul programului nu se acordă acest ajutor celor care au intermedieri financiare și asigurări? Aceste sectoare sunt exceptate cam de la toate programele noastre. Sunt și anumite tratate ale Uniunii Europene care sunt respectate în aceste proceduri. Nici de comerț? Nu știu la ce vă referiți acum. Deci era fără comerț cu ridicata? Dar fără comerțul cu băuturi și tutun, care este exceptat de la toate fondurile. Nici de fabricarea băuturilor răcoritoare nealcoolice? Nu. Dacă deci e acest, la capitolul băuturi? Nu, din păcate băuturi. Acest cod este eligibil. Nu este eligibil cel de fabricarea băuturilor alcoolice. Atunci poate nu mi-am făcut eu tema bine, dar am scos din chiar de pe site-ul direcției. Pot să vă spun direcției. Cine au fost beneficiarele din anii trecuți. Cel mai bine. În anul trecut au fost două firme, din păcate, raza noastră de acțiune, care este 6 județe din regiunea de Nord-Vest. Au fost doar două firme beneficiare? Da, din cele 12 pe țară. Câte proiecte au fost 12 depuse? Proiecte. Au fost depuse cam 80 de proiecte. 40 de proiecte, 12 câștigătoare, 40 de proiecte noi, au fost de producție. Deci nici cele pe producție n-au intrat toate la finanțare.
Producție de ce? Producție. Acum vreau să vă spun beneficiarele care au fost anul trecut. Au fost în domeniul producție de vitralii și producție de patiserie. Acum 2 ani, acum anul celălalt an, înainte, a fost o firmă producătoare de mobilă. Deci, comerțul nu prea are șanse să intre la finanțare, nici serviciile. Mai ales că, mai nou, multă lume se axează pe producție, având în vedere că acest domeniu este susținut de fonduri și fondurile urmăresc și crearea de noi locuri de muncă. Deci, cu cât te înscrii că vei crea noi locuri de muncă, mai multe locuri de muncă, ai șanse să intri la finanțare. Primești un punctaj mai mare. Da. Dar nici activitățile legate de producția primară a produselor agricole. Acele fonduri sunt susținute de alte ministere, de Ministerul Agriculturii. Deci aceasta este explicația. Doamna, înțeleg că acesta este un program dedicat femeilor și e foarte frumos că s-au gândit la femei, numai că e destul de ciudat cum se dă o sumă atât de mică și să... Din păcate, nu noi suntem cu bugetul. Lansezi un astfel de program pentru atât de puțin, deci, mă rog, am luat legătura cu peste mai... puteri să înțeleg, dar mai aveți și alte programe de finanțare pe care le-ați putea spune spre beneficiul telespectatorilor? Deci, dar înainte de a spune programul, să fac o precizare. Am luat legătura cu doamne, tot căutând un antreprenor femeie, se ocupă și de consultanță pe proiecte din fonduri europene și răspunsul pe care l-am primit în momentul în care am întrebat de acest program, a spus da, am făcut o analiză și am ajuns la concluzia că sunt eligibile doar programele care, într-adevăr, vizează producția în mediul rural. Acolo se obține un punctaj mai mare. Deci, în grila de evaluare a programului, au mai multe puncte cele din mediul rural sau cele care fac mai multe angajări sau... cei care sunt în domeniul producției. Astea sunt criteriile principale. Și de asemenea am mai făcut o precizare că șansele sunt atât de mici încât și-a sfătuit clienții că nici nu merită să își bată capul pentru a obține aceste fonduri. Nu știu dacă este chiar așa, dar aceasta sperăm a fost... Sperăm ca în anul următor să fie mai multe fonduri pentru acest program. Noi mai avem și alte programe care deja s-au lansat, la care s-au făcut depuneri, care au fost evaluate, care acum sunt în contractare. Programul pentru întreprinzătorii debutanți în afaceri este programul care era cunoscut înainte, cel care avea limita de vârstă 35 de ani, pentru aplicanții la acest program. Acum nu mai este limită de vârstă, pot să aplice cei care nu au mai înființat niciodată o firmă. Acest program este încă se fac înscrieri la acest program până în 24 septembrie, ora 20 seara. Fondul nerambursabil este 50% din valoarea fără TVA a proiectului. De exemplu, pentru un proiect echivalent în lei a 20.000 de euro, fondul nerambursabil este echivalentul lei a 10.000 de euro. Dar la fel se derulează... Este plafonat ajutorul? Nu, poți să faci un proiect de 80.000 de euro, dar ajutorul nerambursabil este tot 10.000 de euro, echivalent în lei. A, deci tot echivalentul 10.000. lei a 10.000 de euro. Uh-huh. Diferența este sau contribuția proprie a beneficiarului sau un credit bancar. Și cam greu obțin tinerii un credit bancar. Deci băncile nu sunt foarte deschise să dea credite bancare la tineri și care nu pe acest au program câți, ce sume aveți? Ce buget pe acest aveți și câți ar putea accesa? Vor fi în jur de 500 de beneficiari. Cât de cât un număr mai mare, dar tot insuficient. Am mai avut un alt program care se adresează firmelor care au maximum 2 ani de la înființare, programul START, program care se adresează tot așa firmelor în domeniul producției, serviciilor sau comerțului, unde acum se fac deja contractele. La acest program, fondul nerambursabil este 90% din valoarea fără TVA. Dar îl obții după ce tu avansezi toți banii și în baza de contului vine fondul nerambursabil. Și mai aveți un program național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului. Am să vă mai spun numai un alt program care se adresează firmelor peste 2 ani ca vechime, care au vechimea peste 2 ani,
Este un program care, de modernizare și a serviciilor și, și produselor de piață. Este un program la care a fost înscrierea, acum este, s-a terminat și evaluarea. Este un program care tot așa are un fond nerambursabil de 90% din valoarea fără TVA, dar poate fi accesat doar de firmele care au minimum 2 ani de la înființare. Deci avem mai multe programe pentru start-up-uri, deci pentru firmele care au maximum 3 ani de la înființare, programul Femeia Manager și programul pentru întreprinzători debutanți în afaceri, și programul Start, care se adresează firmelor cu maximum 2 ani de la înființare. Deci, programul pentru meșteșuguri și artizanat este un program prin care se organizează un târg la nivelul fiecare oficiu mai teritorial. Mai precis, 8 târguri regionale. Da, 8 târguri regionale. Fie organizată. Este un program care se va lansa în 15 octombrie, un program la care pot să participe meșteșugarii și artizanii care produc obiecte tradiționale și firmele care sunt în domeniul respectiv. La telefon avem acum o femeie antreprenor care până acum s-a luptat cu murile de vânt de una singură și a răzbit totuși. Mai precis, o avem pe doamna Leontina Prodan, care are o afacere în domeniul confecțiilor și nu numai. Bună ziua! Bună ziua! Da, am auzit ce ați discutat. Propunerile legate de finanțări sunt foarte complicate. Sunt așa de multe condiții, că 2 ani de la înființare, că să ai activitatea nu știu ce, că start-up, că nu știu ce, parcă nici nu v-ați adresa românilor. În mod normal ar trebui făcute niște proiecte cadru, proiecte tip, gata făcute, fără atâția consultanți care scriu aceleași proiecte, și să fie adaptabile. Dacă vine o femeie, indiferent, femeie, bărbat, și vrea să facă o afacere, spune, domnule, am o casă, am un spațiu, am o curte, ce aș putea să fac? Și să spună consultantul respectiv, sau eu știu, domnule, ăsta ți se potrivește. Dar așa, dacă îi purtați pe drumuri cu tot felul de aprobări, eu cel puțin n-aș mai apela la nicio finanțare. Pentru că automat trebuie să pui de la tine o anumită sumă și atunci trebuie să apelezi la bănci și ca să faci un dosar la bancă și să fii credibil pentru bancă, pentru mine banca nu este credibilă, modul lor de lucru. Așa că și mai ales ați vorbit și despre artizanat. Da, Programul Național pentru Susținere Meșteșugurilor și Artizanatul. În primul rând, noi nu mai avem materiale românești, nu avem câne, păi eu fac costume populare. N-a să știți ce a însemnat pentru mine să obțin autorizație să cultiv cânepa. Nu mai există nicio topitorie și nicio filatură. Iar condițiile care se pun și plimbările la care suntem supuși, renunțăm. Deci aceste fonduri sau finanțări sunt inaccesibile pentru noi. În primul rând că nu avem educația necesară și nici noi și nici cei care se ocupă de asta. Și mai ales când trebuie să apelăm la funcționarii din primării, prefecturi sau eu știu unde mai suntem primiși, sunt foarte importanți atunci și ne plimbă de... Vă spun că nu putem. Nu putem accesa aceste fonduri de care dumneavoastră vorbiți. Doamna Protan, Roxandra Curuzan de la revista Sinteza sunt. Dumneavoastră ați beneficiat până acum de vreo finanțare? Sau n-ați reușit? Eu am beneficiat de o finanțare și din start am renunțat la ea. De ce? Datorită birocrației sau da, datorită birocrației și eram într-un an preelectoral și pe unde m-am dus totul se lega de partide. Nu știu, corectați-mă dacă greșesc. E aici și doamna de la Oficiu pentru IMM-uri. Mi se pare mie sau se face foarte puțină publicitate acestor programe tocmai pentru a se putea cumva dirija în mod favorabil către anumite firme sau către anumiți clienți. Pentru că altfel eu n-am văzut foarte multă publicitate la aceste programe. Deci, în primul rând, chiar dacă se face publicitate, eu nu sunt lămurită cei cu acei consultanți care nu știu nici cât știu eu. Pentru că au un anumit stil de a scrie și prea mult scriem și prea mult vorbim în loc să facem. V-am spus, eu, de exemplu, vreau să fac o ciupercărie. Dom'le, unde pot să mă adresez? Mă duc la primărie, sat sau la oraș. Asta vreau să fac. Mulțumim foarte mult pentru intervenție. Da. Mulțumesc foarte mult. La revedere. Vreau și eu să spun ceva. A spus că
se face prea puțină publicitate tocmai în intenția de a fi către anumiți clienți. Să știți că îmi pare rău, trebuie să vă contrazic. Nu, mie îmi pare bine că mă contraziceți, deci contraziceți-mă și convingeți-mă, deci, că nu e așa. Da. Vă spun sincer, noi în fiecare an facem conferințe, seminarii de lansare acestor programe. Într-adevăr, în ultimii ani nici n-am mai făcut foarte multe, fiindcă sunt foarte solicitate, toate lumea le cunoaște, sau foarte multe lume din mediul de afaceri le cunoaște. Dacă nu, am lucrat și în Camera de Comerț și acolo erau firme. Deci, știți, bun, înțeleg. Dar dacă ați văzut, să zicem, că după primul an treaba nu merge foarte bine, firmele sunt mai mult descurajate decât încurajate, sau nu încercați să se schimbe puțin programele astea? Da, deci, bun, vedem, sunt complicate, dar nu le simplificăm dacă vedem că nu merge așa? Pot să vă spun că nu este foarte greu să accesezi un astfel de program. La noi toate deconturile se termină până la sfârșitul anului, deci totul merge ritmic. Este o înscriere, o evaluare, contractare, implementare și totul se termină până la sfârșitul anului. Pot să vă spun că la alte ministere nu este chiar așa, adică se desfășoară pe parcursul mai multor ani, poate, acest proces, să zicem. Dar, într-adevăr, firmele de consultanță, pot să vă spun, multe nu-și anunță, între ghilimele, aceste clienți, să zicem, că nu au șanse să intre la finanțare. Deci, unii fiind atât de mic bugetul pe un astfel de program. Pot să vă spun că i-am scris și cu 65 de puncte, 85 de puncte. Te gândești să intri în cursă. Și nu ai nicio șansă decât dacă ai 100 sau 95 sau 90 de puncte. Deci, nu știu. Deci, nici nu știu dacă merită să ții un minister când ai așa de puține posibilități. Nu știu dacă n-ar putea să fie un departament într-un cadrul unui minister, nu chiar un minister, deci care se ocupe cu ce? Pot să vă spun că a fost înainte așa. A fost un minister, nu? Iertați-mă că vă întrerup din nou. A fost înainte să... Acum, eu sunt din 2005 la acest oficiu. Am aparținut întâi de oficiul Timișoara, era primul oficiu înființat pe țară, după aceea s-a înființat oficiul Cluj în 2006. Atunci, oficiile nu sunt rele, nu de oficiu. Proiectele se derulau, se depuneau la București. Și nu vă pot spune ce greu era pentru beneficiar să meargă la București, acolo se făcea evaluarea, mai trebuiau hârtie. Bun, acum au spus drumul, se depune online. Se depune online. Structura de deasupra nu prea înțeleg. Da, din păcate, bugetele sunt așa cum sunt, nu se înțelege nevoia asta. Ca sunt firmele, foarte mici. Firmele sunt foarte dornice să aplice, dar... Și pot să vă spun, la servicii de piață au aplicat 1300 de firme și bugetul va fi pentru 135, deci în acest an. În acest an au tot așa la cum programul ăsta... Cum încurajezi IMM-urile? Da, deci în acest rid. Deci nu noi avem bugetul, mă scuzați. Ne treci pe sub nas. Da, am înțeles și nimeni nu vă condamnă pe dumneavoastră, sunteți un funcționar. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații. Și cum mai aflăm de un program, chiar dacă nu-l mediatizați dumneavoastră, vă întrebăm noi. O să avem de grijă ca la conferința noastră să vă invităm și pe dumneavoastră. Știți că sunt și alte mijloace, nu doar conferințele. Atunci, deci, pur și simplu, trimiteți e-mail sau anunțuri. Un anunț. Da. Eu în presa centrală am citit, nu în presa locală, da. Trecem acum la un alt subiect și vă prezentăm ultimele noutăți despre clădirile verzi, deoarece acestea sunt viitorul. Specialiștii spun că în următorii ani toate imobilele vor trebui să îndeplinească niște standarde stricte în ceea ce privește consumul de energie. Pe lângă faptul că aceste clădiri reduc considerabil cheltuielile la utilități, acestea oferă și un grad de confort ridicat. Clădirile verzi sunt construite și folosite într-un mod responsabil față de mediul înconjurător din toate punctele de vedere: design, construcție, folosință, întreținere, renovare sau demolare. O casă ecologică este o casă care nu prezintă pierderi termice importante, deoarece este foarte bine izolată. Apoi aproape totul este reciclabil, inclusiv materialele din care este realizată. Materialele ecologice în mare parte provin din natură, nu necesită o prelucrare deosebită, nu necesită consum de energie excesiv. Concret, dacă cineva ar vrea să construiască o astfel de casă ecologică, ce material ar trebui să folosească? Ar avea la îndemână o multitudine de materiale naturale, începând de la baloții de paie, cob, bușteni tăiați, toate tipurile noi de materiale de construcții
se bazează pe aceste materiale, materii prime. Din 2019, toate clădirile nou construite în Uniunea Europeană vor trebui să producă aceeași cantitate de energie pe care o consumă. Noile standarde de eficiență energetică se vor aplica și tuturor clădirilor renovate. E clar că în următorii ani va trebui să reabilităm nu numai eficient energetic, ci și în spiritul clădirilor verzi. Va fi mult mai greu, în schimb, de reabilitat. Întotdeauna e mai greu de reabilitat o clădire decât de făcut o clădire care o concep într-un anumit... Deci aici e rolul arhitecților, care vor trebui să fie extrem de inventiv pe partea de reabilitare a clădirilor existente. La Cluj-Napoca, clădirile viitorului au parte de un regim special de impozitare și taxare. În anul 2014, clădirile cu certificate verzi din municipiu au beneficiat de o reducere de 0,75% din cota de impozitare. Și în acest an, ultimele noutăți legate de aceste clădiri verzi s-au prezentat în cadrul școlii de toamnă Cluj-Napoca, orașul clădirilor verzi, găzduită de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Alături de noi se află acum doi dintre organizatori, și anume Adrian Frătean și Ionuț Oltean. Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit! Sunteți deja la a doua ediție acestei școli. Care a fost noutatea? Ce a diferit de anul trecut? Cum v-ați organizat de data aceasta? A fost că anul acesta am extins durata programului. Anul trecut a fost doar de o săptămână. Anul acesta am extins-o la două săptămâni. Am avut o mult mai puternică participare internațională. Anul trecut am avut un student din Turcia. Anul acesta am avut studenți din Germania, din Portugalia și din Italia, ceea ce credem că este o creștere semnificativă, mai ales datorită interesului studenților străini pentru programul pe care noi l-am organizat. Păi și nu degeaba suntem capitala europeană a tineretului, exact, în acest nu degeaba an. Suntem. Exact. Și de asemenea am inclus în programul nostru și participare la o conferință în cea de-a doua săptămână a programului educațional. Toți studenții și tinerii profesioniști care au participat au venit și la o conferință care s-a desfășurat în Sibiu. Deci după o săptămână și jumătate în Cluj-Napoca am plecat cu toți participanții la o conferință în Sibiu, conferință pe Iluminat, în special deoarece anul acesta este Anul Internațional al Luminii și atunci am găsit oportună participarea la această conferință, mai ales că acolo a avut loc și un eveniment puțin inedit, și anume o guerilla lighting, în care echipați cu lanterne, un grup de aproape 100 de persoane am iluminat niște clădiri istorice din centrul Sibiului. Frumos! În afară de aceste conferințe, mai aveți altceva în programul dumneavoastră? Momentan, ce am desfășurat este un program educațional și o conferință. Adresată cui, în primul rând? Deci cui vă adresați? Cu programul educațional ne adresăm studenților care vor să-și dezvolte o carieră în domeniul clădirilor sustenabile, dar și tinerilor profesioniști, adică proaspeți absolvenți cu maxim 3 ani experiență. Pe partea de conferință ne adresăm tuturor profesioniștilor interesați de acest domeniu și cei care activează în acest specializări, domeniu. Specializări, arhitectură, construcții, instalații și construcții. În facultățile noastre de specialitate există cursuri de așa ceva? Sau există programe în interiorul facultăților, în curicula facultăților? Sau de ce veniți dumneavoastră cu un program suplimentar pe această temă? Deci noi nu avem în facultățile noastre un astfel de curs? N-am terminat o facultate tehnică, dar vă întreb, chiar nu avem un astfel de curs până acum? Din câte știm noi, nu este chiar și premiera. De aceasta am făcut această școală de doamnă, este chiar în premieră. Nu s-a mai auzit de așa ceva până acum. Și da, din câte știm, nu ne există așa ceva în facultăți. Dumneavoastră unde ați învățat? Eu sunt student la facultății de instalații, în anul 4. Și subiectul clădiri verzi, unde l-ați învățat? Exact, prin această școală de toamnă. A fost și proiectul pilot de anul trecut. Și aici ați descoperit această temă a clădirilor verzi? Deci am descoperit-o pentru că este o temă conexă cu ceea ce am studiat noi, dar mai ales este o temă conexă cu celelalte... Dar unde ați studiat-o dumneavoastră? Din momentul dumneavoastră acum o predați. Nu noi o predăm. Chemați specialiști? Exact. De unde noi sunt specialiști? Noi chemăm specialiști.
Specialiștii sunt din România, profesori universitari sau profesioniști, oameni cu experiență care activează în acest domeniu. A, și care nu au cursuri în facultăți, dar vin la o astfel de conferință? Exact. De ce? V-ați pus problema? Da. De ce? Pentru că este un mod integrat în care se studiază acest subiect. Adică noi aici prezentăm tot ce intră pe lanțul valoric al unei clădiri. Voi plătiți pe acești profesori? Este voluntariat. Voluntariat, 100%. Și voi de unde sunteți finanțați? Ne finanțăm 100% din sponsorizări. Din sponsorizări private, din, cu companii, de la constructori? De la constructori, de la alte companii care activează în acest domeniu și care sunt interesate să promoveze așa ceva. Și de asemenea, ce vreau să subliniez este că aici se studiază acest subiect într-un mod integrat. Și anume, arhitectul la facultate învață despre arhitectură, constructorul despre partea lui de structuri, inginerul de instalații, inginerul de la inginerie electrică studiază despre părticica lui. Însă în momentul când aceștia o să ajungă să profeseze, o să trebuiască să colaboreze. Să realizeze o astfel de clădire verde, exact. Atunci trebuie să fie o consultare între specialiști. În principiu, la orice fel de clădire ar trebui să fie așa, la verde sau neverde. Exact. Dar în Cluj avem clădiri verzi. Da. Da. Știți cam câte? Undeva sunt la... Noi știm două mari de birouri. Da, două mari. Asta știu și eu, deci sunt aia de la Liberty și... Da, mă rog. Poate chiar mai multe. Poate chiar mai multe. Dar nu e un fenomen, deci nu a explodat moda asta, nu? Nu a explodat neapărat, însă cred că o să explodeze în viitorul apropiat. Este și o obligativitate, ca până în 2019 clădirile... Să aibă certificate, da. Și consumul să fie... Cât mai mic. Cât mai mic. Aproape de și zero. Și dacă se poate să producă, deci să acopere singur această clădire. Exact. Dați-ne definiția clădirilor verzi. O clădire verde sau o clădire sustenabilă este o clădire care este prietenoasă cu ocupanții, în primul rând. Că până la urmă totul se învârte în jurul celor care le ocupă. Este o clădire care oferă confort ocupanților. În al doilea rând, este o clădire performantă din punct de vedere al consumului de energie, dar este și o clădire în care se folosesc materiale care au un impact redus asupra mediului. Voi ați lansat? Adică... Dar fiți concreți în ce spuneți ca să priceapă lumea. Exact. Dar prietenoasă. Noi nu ne imaginăm că există clădiri neprietenoase. Exact. Da? Există clădiri neprietenoase. Pentru că, de exemplu, dacă e să ne referim la climatul interior, există clădiri unde sunt variații foarte mari de temperatură, ceea ce ne creează disconfort. Există clădiri în care există o viteză deci mult sunt prea... foarte bine izolate. Deci, ca să nu neapărat foarte bine izolate. Sistemele de încălzire sunt în așa fel construite, astfel încât temperaturile să fie constante la nivelul ocupanților. De asemenea, viteza aerului să fie constantă la nivelul ocupanților, pentru că știm cât de deranjant este acel fenomen în care aerul circulă cu o viteză mare pe lângă noi. Sau nu este suficient aer proaspăt. Iluminatul, de asemenea. Poate nu este suficient. De cele mai multe ori se întâmplă ca iluminatul să nu fie suficient și aceasta ne provoacă destul de multe probleme. Ați lansat o provocare anul acesta. Să construim ori să transformăm. Exact. La ce concluzie ați ajuns? Părerile sunt mai rentabil? Părerile sunt împărțite. Depinde de bugetul fiecărui investitor. Din punctul meu de vedere, să spun așa, este mai bine să pornim totul de la zero. Pentru că se gândește pe termen lung și în așa fel încât se pot distribui fondurile pentru a ieși un tot unitar la sfârșit care să funcționeze. Poate puțin investitori își permit să construiască de la zero astfel de clădire verde. Dacă ar avea o clădire și ar dori să o transforme într-una sustenabilă? Este o mare provocare să fie transformată, însă nu este imposibil. Avem astfel de clădiri la Cluj? Avem clădiri care au trecut prin renovări majore. De asemenea, există și un tip de atestare pentru clădirile existente. Este așa numită atestare BREEAM in use, care se folosește pentru astfel clădiri. Atât clădiri publice sunt atestate, cât și clădiri private, ca și clădiri BREEAM in use, care au primit această atestare după ce ele au fost construite. Este posibil, se face și de cele mai multe ori se întâmplă ca rezultatele să fie aproape comparabile cu cele în cazul unei clădiri noi. Și cu cât costă mai mult, să zicem, pe metru pătrat o clădire verde față de o clădire clasică? Este greu de spus un cost specific pe metru pătrat. Depinde asta foarte mult de la casă. Nu știu, n-am știut cum să întreb. Deci în ce? Da. Cum măsurăm costurile? Da. Și depinde pe ce anume se pune accentul. Pentru că dacă e să ne referim strict la o atestare, care este un sistem structurat,
prin care se primesc anumite punctaje pentru diferite elemente care au fost renovate sau diferite elemente care au fost construite în așa fel încât să îndeplinească aceste cerințe, poate pe un anumit tip de element, nu știu, poate pe parte de sisteme, pe parte de instalații se primește un punctaj foarte mare care face ca și clădirea aceasta să îndeplinească criteriile. Dar pe de altă parte, pe parte de materiale, pe parte de sit, pe parte de un alt factor care contează foarte mult este în cazul unei atestări, mă refer, accesul la mijloacele de transport în comun. La o clădire existentă, de cele mai multe ori, aceasta este destul de greu de schimbat. În schimb, clădirea aceea poate să primească atestare. Se ia în calcul și accesul? Se ia în calcul exact și accesul. Este un ecosistem. Cum să ajungi la această clădire? Da, da. Despre case verzi? Despre case putem verzi. Putem vorbi? Da. Sunt? Au apărut în ultimul an? Aceste sisteme... Fiindcă anul trecut erau destul de puține. Da, erau destul de... Vorbeam de Cluj ca fiind unul dintre puținele orașe unde era o scădere a impozitului, vezi, doamne, erau încurajați oamenii să-și construiască astfel de... Să fac o glumă, case verzi avem și noi. Știți, este suficient să vă uitați peste ruine, să vedeți câte plante... Dar să știi că anul trecut asta ziceam, ziceam clădiri verzi, mă gândeam la clădirile acoperite cu vegetație și care să aibă în jur. Deci la atât se rezumă. Verde este mai mult. Și nu trebuie să facem nimic pentru asta, deci ele în mod natural energia verde. Și de energia verde. Este mai mult o metaforă ca și clădire verde. Ceva care poate sună bine comercial. În schimb, verde la o clădire înseamnă toate aceste elemente care ele ajung ca și clădirea să fie o clădire sustenabilă, care să îndeplinească criterii, cum ziceam, din punct de vedere al confortului ocupanților, din punct de vedere al performanței energetice, calității materialelor, accesului. Pe parte de case sunt mult mai puține și vă spun și de ce, din cauza că acolo este vorba de cele mai multe ori de câteva persoane care locuiesc în acea casă. Interesul nu este atât de mare din cauza, spre deosebire de o clădire de birouri, unde proprietarii acestei clădiri sunt interesați să aibă o astfel de atestare, sunt interesați să-și facă clădirea cât mai atractivă pentru a putea atrage chiriași care sunt dispuși să plătească pentru așa ceva. Și în această cauză, pe case particulare, accentul nu se pune atât de puternic în momentul de față. Am reținut mesajul pe care participanții la școala de toamnă de la Cluj și Sibiu îl vor duce mai departe consumatorului direct. Este așa, că o clădire verde înseamnă mult mai mult decât un panou solar pe acoperiș sau o izolare termică bună. Detaliile care trebuie luate în calcul merg inclusiv până la vopseaua aleasă pentru interior, sistemul de încălzire, ferestrele și multe altele. Da. A mea trebuie să fie foarte verde. Pentru că e făcută, am înțeles, într-o perioadă în care se făceau foarte repede și o cărămidă e pusă și o cărămidă nu e pusă, deci trebuie să fie o aerisire perfectă. Da. Ați făcut un schimb de idei și cu colegii care au venit din străinătate. E bine, acolo ce se întâmplă? Cum sunt privite aceste clădiri verzi? Sunt acolo, cred că au ajuns puțin mai devreme decât au ajuns la noi. Cu siguranță. Da, și de asemenea, ceea ce ne-a surprins este că modul, cum ziceam la început, modul în care noi am creat și am gândit acest program, o abordare integrată, o abordare în care vin diferite specializări, e ceva ce atrage și pe ei, pentru că la fel cum la noi nu se studiază acest subiect într-un mod unitar, la fel se întâmplă și la ei. Arhitecții învață doar despre partea de arhitectură, inginerii doar despre partea lor de inginerie și asta i-a atras și asta le-a plăcut, că au avut ocazia să lucreze într-o echipă cu oameni de diferite specializări și mai ales într-o echipă internațională, pentru că probabil în viitor, de acum înainte, o să lucrăm din ce în ce mai mult în echipe internaționale și mai ales o să lucrăm cu oameni care se află la mii de kilometri distanță de noi și trebuie să fim pregătiți să putem colabora și mai ales să putem colabora eficient cu ei. Deci eu am cunoscut specialiști în clădiri verzi care, după ce au învățat aici, în România, bineînțeles că au plecat în străinătate, unde au putut să aplice ceea ce au învățat și să lucreze integrat. Da, e o chestiune de bani, până la urmă, da? Cred că, așa cum e structurată societatea noastră, la vârf sunt destui care ar putea să construiască și clădiri verzi. Au bugete și pentru așa ceva. Dar la noi tentația știți care a fost, da? Faci niște blocuri la periferiile orașelor, vai de mama multe, de multe blocuri, lisesc că plouă în ele, deci într-un fel tot verzi, te simți în natură, da?
și un alt fel au de verde. Au încasat banii, da. Cam mai mohorât. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim pentru prezență. Tot despre școală va fi vorba în continuare, dar nu de cea a clădirilor verzi, ci a unităților de învățământ din județul Cluj, care și-au deschis ieri porțile, unele în șantier, altele fără autorizație de funcționare. Peste 90.000 de elevi clujeni au început ieri școala. Haideți să vedem cum a fost. Cei mai emoționați au fost prichindeii din clasa 0. Ei au fost primiți cu flori de colegilor mai mari, iar mai apoi au pășit cu părinții în sala de clasă, care arăta precum un loc de joacă. Astfel, emoțiile au fost date uitării. Îți place de doamna învățătoare? Hai, îmi place, dar îmi place și mai mult școala. Școala? De ce crezi că o să-ți placă școala? Pentru că învăț mai mult. Ai emoții pentru școală? Da. Da? Da. Ce crezi că o să fie cel mai greu? Nu știu. Nu știi încă? Temele. L-are și pe frățiorul lui mai mare și el e chiar încântat că vine la școală. Evident că nu știe ce înseamnă asta, dar acasă ne zicea, vreau și să fac teme, că na, să fie ca și frățiorul lui, modelul lui. Și politicienii și-au amintit cu nostalgie vremurile în care erau elevi. Am petrecut 4 ani în această curte, în acest liceu, pe acest teren de sport, în acest internat în care am stat și care, repet, m-a făcut să trăiesc poate cei mai frumoși ani ai adolescenței. Amintesc de exigența de la engleză sau de la fizică, dar și plăcerea orelor de istorie sau de limba română. Au fost însă și școli unde elevii nu au fost primiți în cele mai sigure condiții. Școala Ion al Grăbiceanu se află în plin șantier. Acoperișul a fost demontat, unele săli de clasă au fost inundate, iar un corp de clădire stă să se prăbușească. Pentru a nu pune în pericol elevii, conducerea a hotărât să împartă elevii pe 2 ture, de la 7 și de la 13, iar pauzele să fie scurtate cu 5 minute. Nu este comod, nu este comod nici pentru noi, pentru adulți, dar pentru a putea respecta durata orei de curs de 50 de minute, am recurs la aceste lucruri. Aceste condiții i-au nemulțumit pe părinți care își duc cu frică copiii la școală. Nu vedeți? Deci e dezastru. Ceva obișnuit la noi în țară, în România orice e posibil. Te apuci în luna august la sfârșit de lucrări, ia, șantier, ce fac cu copilul? Nu mai e frică? Păi mie e frică, dar ce vrei să fac? Ei explică acasă că nu-i voie și asta e. Ea vine de după masă, de la 12 fără. E pe clasa 4, e cam rău pentru că au mult de învățat și o să fie obositor, foarte obositor pentru ei. Reparațiile la această școală au început cu mai bine de 3 luni întârziere. Fondurile provin de la Uniunea Europeană, iar municipalitatea ia în considerare rezilierea contractului cu firma care nu a respectat unele condiții. Începerea școlii a fost o provocare nu doar pentru elevi, părinți și profesori, ci și pentru polițiști, care au fost prezenți mai peste tot în oraș. Alături de noi se află unul dintre polițiștii dedicați profesiei, agent șef principal Traian Morar, Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Cluj. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am regăsit! Bine ați revenit! Cu mesaje noi... Da, cu mesaje noi. Și pentru elevi și pentru profesori. Ați fost peste părinți, tot astăzi, și ieri părinți, și astăzi. Da, și ieri și astăzi am, noi, ca să spunem așa, deja am intrat în febra anului școlar. Deja am avut contacte cu școlile pentru desfășurarea unor activități specifice de informare, de prevenire. Ieri a fost o zi extrem de încărcată și de grea pentru polițiști, pentru cei care au participat. Și pentru politicieni, dar așa, cod la cod și polițiști alergau de la o școală la alta pentru deschiderea noului an școlar și transmiterea mesajului. După cum știți, a devenit un obicei să fim alături de copii la începerea anului școlar și eu zic că asta e un lucru bun pentru că trebuie să-i atragem către noi, să-i facem să ne spună când au probleme, să le comunice și să nu încerce să-și le rezolve singuri, riscând în acest fel să-și complice viața și poate libertatea la un moment dat. Ceea ce am observat și m-a bucurat, și azi dimineață am zărit un agent
Deci la fiecare trecere de pieton din apropierea unității de învățământ era acolo polițistul care aceste activități fac veghea. Parte din măsurile care se desfășoară zilnic pentru a asigura protecția copiilor care merg spre școală sau ies de la școală la orele de când se termină deci cursurile. Deci nu doar în prima zi. Nu, sau a doua. Nu, sau a doua. Nu, și este nu o să obosească. Nu, nu, este o tradiție. Este o tradiție la Cluj. Evident că nu putem să o facem singuri. Nouă ni se alătură în astfel de activități poliția locală și jandarmeria pentru că s-ar bloca, să fim sinceri, activitatea inspectoratului s-ar bloca la în aceste ore de afluire și de fluire a copiilor de la școală. Nu le-am putea asigura singuri din punctul ăsta de vedere. Și atunci intervin celelalte instituții de care am vorbit. Ieri a fost o zi grea prin prisma faptului că știm ce se întâmplă la Cluj cu lucrările la infrastructură. Da. Și a fost o zi din punctul ăsta de vedere groaznică pentru polițiștii rutieri care au încercat și au reușit, zic eu, în linii mari să facă față provocărilor. Și aici aș vrea să fac un apel din acest punct de vedere la părinții care uneori sunt, poate nu cea mai potrivită expresie, dar sunt ca niște, ca o cloșcă care dacă ar putea ar intra cu mașina până în clasă să-și ducă copilul, ceea ce nu este normal și adică nu este neapărat necesar să îi oprești în fața școlii și de acolo să îți duci copilul într-o astfel de zi, cum este ziua de început de an școlar. Toată lumea ar vrea să pună pe avarii mașina și să plece. Deci ceea nu este posibil. Sunt convins că colegii mei de la rutieră n-au fost în topul preferințelor acestor părinți care au trebuit să nu-i lase să-și parcheze acolo mașinile unde au dorit fiecare. Dar știți, nu prima zi de școală ne îngrijorează pe noi părinții. Absolut. Prima zi de școală este o zi în care elevii sunt sub ochii părinților, sub ochii profesorilor, sub ochii politicienilor, sub ochii polițiștilor. Dar ne îngrijorează celelalte zile. Un an întreg, un an școlar, în care foarte rar, puteți să spuneți dumneavoastră că stă un polițist în preajma școlii, eu nu l-am văzut în preajma școlilor pe nu la care am umblat. Școlii, doar la intrarea și ieșirea, că n-ar putea, că nu are punct fix de paza școlii. Nu, am înțeles. La intrare sau la ieșire, că da. Nu în alte părți m-o fi uitat nici eu când am luat copilul. La orele de intrare și ieșire, zic. Da, nu. Și eu tot atunci l-am luat sau l-am dus. Școlii, exact da. La orele respective. Spune zona, Ruxandra. Da, două zone, a fost la două școli, deci eu nu am văzut polițiști, dar mă rog, să presupunem că sunt. Dar aș vrea să avem mai multă siguranță că polițistul este într-o comunicare cu școala foarte strânsă, în sensul că află despre incidentele din școală, că se raportează incidentele, pentru că degeaba spunem noi că o să le raporteze copiii, că nu copiii o să le raporteze. Deci până la urmă există profesori în școală, există portari în școală, deci într-un fel sau altul, care sunt persoanele cu care polițistul discută frecvent? Cu ce frecvență? Deci cu ce frecvență discută un polițist de sector cu un director de școală să-l întrebe, domnule, la dumneata, cum stau lucrurile? Polițist este polițist de proximitate care are fiecare are cel puțin o școală. Au mai multe, nu au doar una, dar asta e altă discuție. Ei au contactele directorilor de școli, de licee, directorii la rândul lor au contactele lor. De ori de câte ori are loc un eveniment, ei îl raportează, îi iau legătura cu acest polițist de proximitate în funcție de fiecare înțelege la un moment dat dacă poate să gestioneze o anumită situație sau nu poate să o gestioneze. În cazurile de violență, că probabil la asta vă gândiți nu în ceea ce spune și siguranță. Și când e vorba de droguri și când e vorba absolut. De tot felul. Deci știm, deci, au fost cazuri, au, licee, copii arestați. Ei au, absolut. Și copiii, deci dacă tineri, adolescenții acolo, da. Sunt exact ca și ceilalți oameni supuși unor tentații și ei greșesc, vor să epateze, vor să iasă în evidență, vor să-și creeze o anumită ierarhie în școală pe care ei să se așeze pentru că au un spirit, dacă vreți, chiar de haită, de competitivitate în care ei trebuie să se poziționeze. De exemplu, întotdeauna avem probleme la început de an școlar cu copiii de clasa 9. Care sunt noi veniți într-un liceu și ei trebuie să-și facă un nume și încearcă să se impună prin diferite metode, nu întotdeauna cele de competență la școală, de exemplu, prin notele pe care le obțin. Nu întotdeauna. E calea cea mai scurtă e asta, de a arăta că ești puternic, că ești tare, că ai bani și așa mai departe. Bun, și atunci telefonul, deci sună într-un singur sens, directorul atunci nu, când are directorul incidente, când are incidente, polițistul de proximitate
din, ia legătura periodic cu acest. Mai mult aveți decât acțiuni atât, de prevenție? Absolut. O să veniți. Absolut. Avem, desfășurăm campanii în care informăm pe diferite teme, de la siguranță pe internet, la violență, răspundere penală și contravențională a minorului, activități în care prezentăm filme, avem materiale create în PowerPoint, filme în care ei văd ce se întâmplă, în care tineri ajunși în penitenciar pentru comiterea unor infracțiuni, de exemplu, își povestesc viața și astea sunt o imagine și un astfel de filmuleț face cât 1000 de alte lucruri. V-aș sugera că prezența fizică contează și mai mult. În campania antidrog, știu că la băiețelul meu în clasă a fost cineva și chiar a făcut senzație. Deci chiar a fost foarte convingător omul care a povestit prin ce a trecut și cum și-a ruinat viața. Deci nu cred că ar fi foarte greu să meargă sau subiecti fac, cu astfel de așa, probleme. Așa, după cum ați spus, ați văzut, se fac astfel de lucruri. Nu le poți... O problemă foarte mare vine din faptul că nu există o tematică de acest fel în școli, ore dedicate unor astfel de activități. Noi apelăm la școli, la conducerea școlilor, la profesorii dirigenți care accesează de cele mai multe ori acest. Nu prea, noi nu, cel puțin în Cluj nu avem, în județul Cluj nu avem probleme de comunicare nici cu inspectoratul școlar, nici cu școlile să nu ne primească, să fiecare să refuze activitățile de acest Câte gen. Câte incidente au fost semnalate anul trecut? Și despre ce incidente vorbim? În general avem de-a face, ca și număr n-aș putea să vă spun ca și număr de câte s-au sesizat, nu sunt foarte multe din punct de vedere numeric. Iar grave ca și gravitatea lor, dacă ne gândim la ce s-a întâmplat în țară, în unele situații cu pierderi de vieți sau infracțiuni de vătămare corporală gravă în care s-a folosit chiar arme albe, noi la Cluj ne-am confruntat în ultimul an cu așa ceva. Acum 2 ani am avut o astfel de situație cu un copil care a folosit un cuțit într-un conflict cu alți elevi. El era a 9-a, ceilalți erau a 10-a. Totul plecând de la o violență verbală, de la un conflict verbal cu o elevă care și-a chemat colegii și pe decurs de câteva zile l-au urmărit până l-au prins. Acest copil în timpul acesta, el nu a anunțat nici familia, nici profesorul diriginte, deși știa că este urmărit și că cei mari de mari. Atunci trebuie erau mai multă comunicare. Absolut. Noi încercăm să facem acest lucru. Asta este până la urmă și esența prezenței noastre la activitățile de început de an școlar, pentru a arăta că noi suntem acolo, se poate lua legătura cu noi. De foarte multe ori ne confruntăm însă cu o reticență a copiilor de a lua legătura, de a spune ce li se întâmplă pentru că ei au o dorință foarte mare de a-și crea un nume, de a arăta că își rezolvă singur problemele, nu apelează nici la profesori, nici la părinți și cu atât mai puțin la poliție. Sau de teamă, pentru că cei care îi amenință, să știți că le spun, dacă spui la cineva, o pățești și mai rău. Și eu vă spun, și atunci e cazul cineva... să arătați cazuri rezolvate. Absolut. În care demonstrați că intervenția a fost benefică. Dacă ar fi tăcut, ar fi pățit-o. Nu invers. Tocmai că le facem. Să încurajați să vorbească. Activitățile de prevenire, în esență, asta înseamnă a arăta că prin comunicare, prin colaborare, reușești să rezolvi problemele. Nu singur, pentru 30 de secunde de glorie, risci să-ți pierzi libertatea sau sănătatea sau să nenorocești un om pentru că ai vrut să arăți că ești cineva la un moment și dat. Și cu camerele de luat vedere de pe holuri? Sau în curți, și ele, în curte și în hol se întâmplă, nu se întâmplă în clasă. Absolut. Și în clasă se întâmplă, să fiți convinsă că se întâmplă. Și în clasă, dar pe holuri unde sunt toți îngrămădiți, mai ales iarna, unde agresează profesorii. Nu fiecare școală își poate permite, nu fiecare comitet de părinți este de acord să investească niște bani acolo. Și așa mai departe. Trebuie să existați și asta, să puneți presiune pe școli și chiar pe ministere. În Cluj-Napoca, vreau să vă spun că de ani de zile funcționează un buton de panică. Fiecare școală are un buton de panică pe care poate fi activat și sună direct în dispeceratul nostru, nu prin 112, sună direct la ofițerul de serviciu al poliției, care vede, ia legătura și te dirigează cel mai apropiat echipaj de intervenție la școala de unde și, s-a activat. I-ați instruit pe toți elevii, știu toți unde e butonul de panică. Păi noi, asta nu putem să facem doar noi, nu asta face și elevii. Școala. Nu e, și nu elevii. Au acces la butonul de panică, ci se adresează cadrul. Ca fiul nu aibă acces la butonul de panică. Nu, pentru că s-ar crea, vă dați seama că s-ar crea o
o folosire abuzivă. Ar fi pe la 112, abuzivă, știi, tot felul de apeluri. Deci 75% din apelele de la 112 sunt abuzive. Vedeți tot camerele de luat vederi de pe hol. Camerele din sunt curții, foarte utile. Ar fi utile. Acum, știți foarte bine, când în oraș, camerele de supraveghere, câte discuții a creat pe tema acestui Big Brother. De ce să fie... Unii vor, alții nu vor. Nu și... cred că în școli se pune problema asta. Ba, se pune, cineva, fiți deci... convinsă că se pune, mai ales de către părinți. Oricum ar fi în minoritate. De... A fost prezent în prima zi de școală. Am văzut polițiștii de proximitate și nu numai, și nu numai. Și locali în zona școlilor. Acum vedem câte zile rezistă. Ce program aveți? În continuare? În continuare mai mergeți în școli? Da, vom merge în școli și vreau să vă spun că tocmai pregătim niște activități pentru săptămâna prevenirii criminalității, care se va desfășura în perioada 28, în săptămâna 28 septembrie 2 octombrie. Vor fi 5 zile special dedicate activităților de informare și prevenire, din care 2 sunt dedicate minorilor, delicvenței, prevenirii delicvenței juvenile, prevenirii victimizării minorilor, iar una dintre ele, a treia, este siguranța rutieră, care la rândul ei atinge latura copiilor. Nu mai vorbesc de siguranța pe cibernetică, unde iară vom avea discutat pe siguranța pe internet, tot cu copiii care vor fi principala. Și sunteți pregătiți și de experimentul toamnei? Circulația pe benzi reversibilă? Va trebui să fim pregătiți și ne vom, dacă măcar nu... polițiștii să... Ne vom ciogni asta. Da. Cu siguranță ne vom mai întâlni până atunci. Săptămâna altfel să organizați și vizite cu elevii la penitenciar. Am organizat astfel de vizite, deci... și nu odată. Este destul de complicat pentru că penitenciarul are un regim special și nu poți merge cu foarte mulți copii. Am mers, în fiecare an am mers cu câte o serie de 20 de copii până acum, dar asta sigur că e un fel de picătură într-un ocean. Mult succes! Vizita la penitenciar mi se pare o lecție. Și mesajul noastră să prindă. Să sperăm și ne dorim acest lucru. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Punem punct aici ediția de astăzi a emisiunii Transilvania la zi. Rămâneți în continuare pe TVR Cluj. Toate cele bune!